Bună dimineața, este duminica astăzi și sunt în dormitor. Vreau să-mi fac rutina de skincare și după aia să mă pregătesc, urmează să plecăm puțin mai târziu și așa tare mă bucur de o lumină aici în dormitor, însă nu prea mă bucur de eco, pe care sper că voi nu-l auziți, dar sunt foarte conștientă de el. În primul rând este eco pentru că am dat jos draperiile acum câteva zile pentru că, mă rog, trebuie înlocuite draperiile noastre, fiindcă sunt cam rupte și oricum nu pot zic că era modelul meu preferat de draperii, deci eu mă bucur să le înlocuim. Și am dat jos și perderele pe care urmează să le spăl și să le pun înapoi. Și de asemenea mai e și lumină pentru că, pe lângă faptul că, mă rog, geamurile sunt curate, dar astea nu au fost spălate zilele astea și oricum sunt spălate constant, dar am spălat... Asta e micuț, cred că vrea în dormitor. Am spălat plasele. Și a fost atât de interesant. E mereu o aventură când spălăm plasele, pentru că eu sunt șocată de cât, băi, nu că praf, noroi este din ele. Într-adevăr, nu le-am mai spălat de ceva timp, pentru că nu e neapărat activitatea noastră preferată, pentru că trebuie să închidem pisicile, trebuie să spălăm, să le spălăm în cadă, după ce le spălăm, trebuie spălată cada, pentru că, vă zic, noroi, deci... Noi stăm într-o zonă cu foarte mult praf, dar, sincer să fiu, nu cred că în restul Bucureștiului este altfel. Adică nu cred că se bucură nimeni de un aer foarte curat pe aici. Dar la noi e foarte, foarte mult praf și constant când șterg praful, nu știu, a doua zi observ că s-a pus la loc la fel. Adică e foarte nasol. Și da, în momentul de față mă simt absolut minunat și știu că în momentul în care o să spăl perdele și le voi pune înapoi, o să miroasă așa toată casa foarte frumos a balsam, pentru că mi se pare... Na, noi simți zilul, vă dați seama, dar mi se pare că atunci când pui perdele curate, se schimbă aerul din toată casa. Și știu că am observat asta de când eram mică, mică de tot. Nu știu dacă auziți pe fundal, dincolo de ecoul ăsta care e aici, se aude din sufragerie Sex and the City, pentru că Andrei are niște treabă și mi-am găsit și eu de treabă diverse. N-am avut neapărat de lucru weekendul ăsta foarte mult. Dar am mai rezolvat una alta prin casă, na, și am pus Sex and the City pe televizor, pentru că l-au băgat pe Netflix. Noi pe televizorul nostru avem doar Netflix. Mamă, și atât de tare m-am bucurat când am primit notificare că au pus Sex and the City acolo. El era oricum, dar pe HBO și... Pentru că Sex and the City este un serial HBO, dar l-au pus și în urmă cu câțiva ani pe Netflix. După care l-au scos și acum l-au pus iar și vă dați seama, e absolut minunat și mai trage și Andrei cu ochiul pentru că e un serial foarte interesant. Eu v-am zis, nu cred în chestia asta cu seriale targetate pentru fete, pentru băieți, consider că poți să te uiți la ce vrei tu și chiar poți să ai de învățat în momentul în care lași la o parte ideile astea preconcepute și, nu știu, categorisirile astea, nu știu cum să le zic, și te uiți un pic, pentru că nu ai ce pierde, adică poți doar să înveți diverse, nu? Da, și chiar dacă e vorba doar de un serial, deci pentru fanele Sex and the City care mă urmăriți, este și pe Netflix. În cazul în care nu aveați abonament la HBO, este și acolo. Și mă bucur tare, tare mult. Bun, să vă mai zic o întâmplare drăguță a zilei. Cred că e doar Leo aici cu mine, că pe micuț... Ia uitați-l. Pe micuț am auzit-o mionând în exteriorul ușii, iar Pufarina dormea în sisal, dacă nu mă înșel. Apropo de micuț, deci micuț a făcut o treabă dimineața asta absolut minunată. Vineri seară, de fapt, vineri după amiază, am fost la Kaufland, am făcut niște cumpărături pentru weekend și am zis că vreau tort, efectiv. Voiam, era poftă de tort din ăla preferatul meu cu pișcoturi și cu cremă de mascarpone și Nutella și cu multe fructe, gen barane, căpșuni, afine, am luat eu de data asta. Am făcut tortul și, mă rog, am tot mâncat. Am mâncat și vineri seară, am mâncat și ieri, am mâncat și astăzi, sau mai degrabă voiam să mâncăm. Mai rămăsese o bucată cam așa, pe care urma să mă lupt cu Andrei. Adică, na, eu am mâncat cumva un pic mai mult ca el și voia să mănânce, dar voiam și eu în fine. Dar am apucat să mănânce niciunul pentru că micuț. A fost la litieră. Și nu știu dacă și voi experimentați chestia asta, eu de ce am trezit pe Instagram se numesc zoomies lucrurile astea, așa nume. După ce se duce la litieră și face numărul 2, băi, o ia razna. Nu tot timpul, dar mai ales la micuț se întâmplă chestia asta, dar și la Puf și la Leo. Da, micuț, după ce face numărul 2 la litieră, o ia razna, începe să fugă prin casă de nebună, se izbește de pereți, sare de pe un loc pe altul, sare pe noi, nu, deci e dezastru. Și a făcut chestia asta, tortul era pe masa mică din sufragerie.
și micuț efectiv a trecut așa pe ea, mi-a călcat și pe laptop, era să dărâme farfuria, dărâmatorul pe jos. Asta s-a întâmplat și ne-am supărat și de tare, nu am certat-o, n-am făcut nimic, dar a fost așa trist. Și încă sunt un pic tristă din cauza asta. Motiv pentru care s-ar putea să-mi cumpăr o prăjitură sau ceva dulce mai încolo, pentru că în timpul săptămânii încerc să fiu mai cumpătată cu dulciurile care sunt iubirea vieții mele, sunt tot ce pot să vreau în viață, sunt aș renunța la orice altfel de mâncare doar ca să mănânc dulciuri. Și apropo de ce facem un pic mai târziu, după ce mă pregătesc și eu, după ce mă îmbrac, am în minte o rochie atât de faină pe care am luat-o de pe Vintage și pe care n-am apucat să port, am probat-o doar prin casă și mi este atât de drag, abia aștept să port, pentru că mi se pare, cred că cel mai fain lucru pe care l-am luat de pe Vintage și am luat lucruri drăguțe de acolo. Și da, mă machez și, nu știu, mă dau cu niște ulei în păr. O să mergem la cumpărături. Prima dată vom merge în mall și ne vom plimba prin magazine, vrem să mergem să mirosim niște parfumuri, că eu în ultimul timp s-au tot terminat parfumuri și sunt într-o criză de forță majoră. Adică, în afară de faptul că am niște mini parfumere de la Yves Rocher care miros superba primăvară, de restul parfumurilor mele sunt din astea dure, de aer rece, de vreme rece, de anotimp rece. Și în momentul de față, vă dați seama, nu mai vine să mă dau cu parfumuri care miros foarte dur sau, mă rog, foarte dur. Cât de dur port eu, că sunt o persoană care e mai așa, nu prea îmi plac parfumurile astea mai dure. Știți că am un Black Phantom și mi se pare mult. Acum nici n-aș putea să-l văd o secundă, dar mai, nici în sezonul rece. În fine, și mi-aș dori foarte mult să îmi găsesc un parfum 2, 3, 5. În fine, deocamdată scopul meu este să găsesc măcar un parfum care să mă mulțumească și care să fie bun pentru vremea asta. Să fie fresh, să fie floral, să fie fructat, să fie ceva fain. Și mă gândesc că în cazul în care nu găsesc nimic pe nicăieri, să mă duc să-mi iau chiar de la Yves Rocher unul dintre cele două pe care le am. V-am zis că am niște variante mici, sunt așa cu picurătoare, sunt descoperite, să zic așa, în calendarele advent. E un pic enervant în momentul în care le aplici, pentru că trebuie să scoți țâful ăla, e foarte, o șansă foarte, foarte mare să se scurgă prea mult pe lângă. Nu e foarte plăcut modul de aplicare, dar mi-e un parfum foarte, foarte fain și ieri chiar treceam, ieri am fost plecați de acasă, am fost, mă rog, prin Cismigiu, prin centru vechi, am fost la Wingate, am mâncat aripioare condimentate în diverse feluri și cu diverse sosuri și cartofi prăjiți delicioși și, mă rog, am trecut la un moment dat pe stradă pe lângă Cismigiu, care mirosea senzațional la salcăm și fix atunci m-am găsit și eu să mă dau cu parfumul ăsta și pe lângă mirosul super de pe stradă, Andrei m-a observat și pe mine și mi-a zis că miros frumos și era unul din parfumurile de la Yves Rocher, super florale, fructate, așa, niște parfumuri foarte de primăvară, care miros efectiv a copaci înfloriți, e genul meu de parfum. Da, și mă gândesc că dacă, să zicem, nu știu și chiar nu știu ce parfum să-mi iau și nu găsesc nimic interesant, mă duc în Yves Rocher și-mi iau unul dintre astea, deși știu că parfumurile fresh, florale, ușoare, dulcegi, astea nu rezistă, frate. Numai alea care sunt foarte, foarte intense, foarte bun. De exemplu, un parfum pe care eu îl detest, îl urăsc, este... Mă rog, el cred că se găsește, mirosul ăsta se găsește la mai multe branduri, dar eu am mirosit de la My Geisha, cum se numea, era un parfum așa verde, n-am nici telefon aici, Cannabis, oare se numea? Nu știu, era într-un ambalaj verde, groaznic mirosea. Băi, deci mi se pare un miros atât de rău, deci e groaznic. Andrei zice că îi se pare că miroase a tămâie. Eu nu simt neapărat tămâia, dar simt ceva rău tare. Deci nu-mi place deloc parfumul ăla. Și sunt sigură că e pe gustul multor oameni, pentru că îl simt foarte des. Chiar și aseară l-am simțit de două ori. Mă rog, în centrul vechi sunt șanse mari să simți orice, pentru că era, mai ales într-o seară de weekend, erau atât de mulți oameni, era mulți turiști, chiar era un grup de ăsta cu ghid turistic. Și da. Așa și, mă rog, mai mergem prin diverse magazine. În principiu, eu am făcut o listă cu ce lucrușoare cred eu că ar trebui să mai luăm pentru casă. Un covor, aș mai vrea să-l luăm poate pentru dormitor sau să-l mutăm pe cel din dormitor aici și să... scuze, pe cel din sufragerie aici în dormitor și să luăm altul pentru sufragerie și apropo de asta, micuța a dat tort și pe covor. Ceea ce e minunat, trebuie să-l ducem la spălat sau să-l spăl eu în cadă, dar e mai greu cu uscatul, nu știu, o să vedem. Așa, vreau o nouă perdea de duș, aș vrea să caut o plantă, ceva de apartament, dar... falsă, pentru că nu e idee bună să ne luăm o plantă adevărată, chiar să, dacă să zicem că ar fi pet friendly sau cat friendly, la modul de dacă ar mânca o pisicile n-ar muri. Sunt sigură că
Puf, nu știu, dar Leo, micuț sigur, n-ar avea nicio treabă, dar Leo se sigură că ar săpa în pământ, ar roade floarea, s-ar cățăra pe ea, ar fi rău. Și în ideea asta aș vrea să luăm ceva plante de apartament. Tânul meu arată un pic ciudat zilele astea, nu știu ce se întâmplă. E cam bumpy, așa. Am testat eu ceva nou, dar nu știu dacă e de la asta. În fine, da, aș vrea o plantă de apartament, dar o plantă mare, frate, nu din asta, nu că ar fi ceva neregulă, e super simpatică, asta e luată din Primark, îmi place tare mult, e un accent fain. Dar mi-ar plăcea și una mai mare pentru fundalul clipurilor, nu știu, să stea undeva lângă perdea atunci când îmi filmez outfiturile pentru Instagram. Mă rog, și am eu o listă un pic mai lungă, o să vă arăt dacă e lista respectivă și oricum vă iau și cu mine în mall. Cel mai probabil că nu iau camera asta care e așa, o să iau telefonul și filmez cu el ca să pot să filmez mai mult. Pentru că dacă iau, să zicem, camera cealaltă mică, tot va trebui până o scot, până mă uit în jur, așa cu telefonul nu îți zice nimeni nimic, cred, sper. Și o să pot să vă filmez mai multe lucruri și cam asta este planul de astăzi. Și după ce ne plimbăm prin mall și ne uităm și prin, nu știu, Sinsay, Miniso, English Home și alte cele, după ce vedem ce găsim pe acolo, mergem în Kick, dacă mai e nevoie, că în Kick am văzut că sunt multe, multe lucruri și am zis că e bine să mergem la final acolo ca să fim siguri că n-am ratat alte lucruri din alte magazine. Sper că are sens. Și pe aia ne întoarcem acasă. Mi-a plăcut atât de mult să mâncăm cartofi prăjiți cu mămăligă weekendul trecut, încât o să facem și diseară același fel de mâncare, tot așa cu mămăligă. Poate de data asta bem cidru, bere, nu știu, ceva de genul ăsta. Și cam ăsta o să fie weekend. E deja duminică. Și se duce weekendul, începe o nouă săptămână și cam asta ar fi. Da, mă duc și o să beau niște apă că mi s-a făcut destul de sete. Mă duc să-mi fac make-up-ul și revin cu rochea cu care o să mă îmbrac, pentru că mie îmi place atât de mult, nu știu dacă o să vă placă, e așa, Andrei nu neapărat fan. Este o rochie mai lungă și cu dantelă și pe dedesubt are un fel de jupă, dar pare că ești dezbrăcată de la distanță, e... E foarte drăguță. Revin cu ea imediat ce mă pregătesc. Gata, m-am machiat. A fost o zi destul de proastă din punct de vedere al machiajului, în sensul că m-am atins cu rimelul pe sub ochi, mi-am greșit buzele ca să le corectez, mi-am greșit fundul de ten, a trebuit să șterg totul, să aplic din nou, o complicatură așa foarte nenecesară. Asta este rochia. Nu-i așa că e frumoasă? Ah, îmi place tare mult. E de pe Vinted, vă ziceam, dar brandul este H&M. Vârmea 36, e așa un albastru, verde, mentă, ceva de genul ăsta. Un fel de tantelă, nu știu cum să-i zic, și pe dedesubt are un material așa nude, astfel încât să nu se vadă ce e pe dedesubt și pare cumva piele de la depărtare. Foarte frumoasă este, e așa lunguță, tum, 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 foarte faină și cu bretele. Na, doar am probat-o de mai multe ori prin casă și cam atât n-am purtat-o. Acum o să, de fapt, să mă duc mai zis să mă pieptăm puțin, că sunt un pic ciufulită. Filmez un reel cu ținuta pentru Instagram și înainte să plec de acasă vă arăt și detaliile, că trebuie să-mi aleg o poșetă, trebuie să-mi pun niște sandale și pe aia să plecăm. Am filmat ținuta și e gata. Doamne, am gura atât de uscată, trebuie să mă duc să beau niște apă. Deci, ciudat că doar n-am vorbit, nu știu ce s-a întâmplat. Cam așa vine rochea. Foarte drăguță. Eu m-am încălzit groaznic cât am filmat aici, dar nu știu dacă e o rochie neapărat potrivită pentru momentul în care este canicul afară. E posibil să fie prea mult, dar acum ar trebui să fie 28-29 de grade, deci e ok, nu sunt 40 de grade. 40 de grade, cum e vara. Foarte drăguță. Îmi place tare, tare mult și cam asta e lungimea la înălțimea mea de 1,71, ceva de genul. Port în picioare sandalele de la Primark, de pe Shoemix. E prima oară când le port afară. Eu zic că o să fie confortabile. Să vedem. Am luat aici și parfumerul de la Yves Rocher, unul dintre ele, pe care vi le menționam de dimineață, dar putem să pun focul, stați așa, fac o schemă. Pam, bun. Sur la land, 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 cred că land e. Da, ăsta și mai am încă unul care se numește tot ceva de genul ăsta și m-am parfumat puțin oricum. M-am dat cu câteva picături pentru că o să testez parfumuri și nu aș vrea să fiu deja dată cu ceva. Iar pe umăr port poșetuța asta de la Mojito, care e o geantă tare drăguță, dar e foarte mică. Însă n-am nevoie decât de card, telefon, un balsam de buze, ceva de genul ăsta. Cam asta este și părul. Trebuie să mă dau puțin șampon uscat pentru că era cam plăștit de cap, nu știu care a fost
situația, dar stai să arunc și eu un parfum ăsta în pat, cam asta e, mă simt super, super bine, nu știu, îmi place și între timp s-au spălat și perdelele și le-am întins și e așa o diferență și în primul, și de aspect, mi se pare că și de eco, dar și de parfum, mi se pare că au parfumat toată casa, că am spălat și perdeaua de aici și cea din bucătărie și miroase atât de frumos, dar e foarte, foarte cald. Gata, haideți că mă duc beau niște apă și ne pregătim să plecăm. Park Lake, n-am vorbit deloc cu voi, am stat aproape 2 ore, deci mai aveam 2 minute, gen, cum să vă explic, deci am ajuns în mașină și noi am intrat în mall la 14.48 și acum era 16.42 sau ceva de genul ăsta și ne-am grăbit să ieșim de la minus 3 ca să nu trebuiască să ne oprim, să blocăm pe toată lumea, după aceea mergem să plătim. A fost amuzant. Da, deci am fost în Zara, am mirosit mai tip parfumuri de băieți, cuiva mi-a plăcut. Mă rog, de fapt nici mie nu pot zic, mi-a plăcut neapărat. Unul părea interesant, dar pe mână așa, nie. Așa, după aia am fost la fete și am mirosit mai multe parfumuri care mi-au plăcut și am luat 2. Vorbim mai multe acasă, dar cred că mi-am arătat, dar sunt super entuziasmată. După care am fost în Primark și în Primark, sincer, mă așteptam să găsim mult mai multe lucruri de astea de casă, însă cea mai mare parte a timpului am petrecut-o la secțiunea băieți, că și-a luat Andrei o grămadă de chestii drăguțe. Am luat o șosete și un castron absolut simpatic. Am fost la toaletă, am fost un pic în Pepco și cam atât. Iar acum ne îndreptăm către Kik, care e baza. Sper acolo să găsesc toate celelalte lucruri pe care le-am pe listă. Perdea de duș. Asta n-am văzut în Prana. Sper să găsim un Kik, chestii drăguțe. Oricum, lângă Kik acolo mai e un Pepco, mai e și Jumbo, dar nu planuiesc să ajungem pe acolo. Dar... sper să încep să tai chestii de pe listă, că până acum n-am tăiat cine știe ce. Da, mergem la Kik și vedem care-i treaba. Da. Și șosete. Da. Și castron. Și castron. Și cam atât. Și mai sunt încă 100. Și n-am cum să vă arăt lista, pentru că lista e pe telefon și o filmez cu telefonul. Am ajuns la Kik. Da, ieșire, nu intrare. Ok. Haide, mergi. Purceam așa Pepa, prietena mea. Nu te îndepărta că vrem plante, vrem flori, vrem oi. Plantele erau pe listă? Da. Este gen Olimpea, cred. Da, miroase Olimpea, chiar miroase Olimpea. Nu știu cum miroase Olimpea. Așa. Ce mai e pe aici? A, aici erau bureții, uite. Ce cu să iau să încerc? Pare fain, seamănă cu ce am eu acasă. Nu știu ce sunt de tot sabios. Asta, caut și burete de pudră, dar... Asta? Mm. Nu, nu, nu e triunghi. Triunghi trebuie să fie. Ar fi bine să se umfle când îi udăm. Ce mai e pe aici? Ce mai e pe aici? Și burete aveam pe listă, să știi. Bărbate. Mm? Și burete aveam pe listă, zic. Mm. Că astea sunt faine când pachetez colete pentru vintele. Ok. In what direction should we go? A, uite! Oare bateriile astea merg la lampa mea? Sunt baterii de ceas obișnuite? Așa, arată rotunde și plate, nu știu cât de mari s-au mișcat. Diferite dimensiuni. Nu, sunt doar 3 dimensiuni. Așa, erau mai mari. Da? Sau așa. Nu știu.
să vă explic ce se întâmplă pe aici. Eu plâng la aceste dream catchere pe care mi-aș dori să le am, să le atârn de toți pereții, dar Leo. Leo e problema. Uf. Da. Astea sunt castroane de care avem și noi acasă pentru fructe și sunt mega utile. Că vezi exact ce și cum s-a stricat. A, ce drăguție asta. Ok. Asta mai îmi place. Pasta așa târnau și nu cred că ar avea el vreo problemă. Și mă uitam la trandafiri ăștia că vreau să-i combin și să... cum se numește? Să decorez oglinda. Și am găsit niște... Deci am luat trandafiri ăștia și am găsit niște trandafirași roz care strălucesc. Și cred că o să-i combin. A, și m-a mai plăcut mult astea, dar nu știu ce am putea noi să facem cu ele. Îmi plac tare mult. Nu știu exact. Dar simpatice. Și mă rog, Andrei a zis că poate și el să facă de-astea dacă îi dau o drujbă. Da, n-am drujbă. Că eu aș da, dar nu. Foarte cute. Nu sunt așa multe tot, chestii totuși așa cum credeam, din păcate. Uite și astea. Sunt frumoase, rău. Dacă voi puteți să vă puneți astea prin casă, să știți că vă invidiez. Foarte tare. Paturi. Sunt pic dezamăgită. N-am găsit chiar niște lucruri așa wow și faine și... A, uite! Ce drăguție asta. Speram la mai faine, la chestii mai faine și mai multe. Și e super pozitiv. Asta e partea bună. Că nu prea e lume. Haine. Andrei, care e dubios. Mi-am găsit un prieten. Și Andrei face scheme. Sau dărâmă magazinul. Nu-l cunosc. Hai, Rușu. Rușu-l cheamă de la Măgăruș. Hai, gata, lasă. Suntem niște copii. Da, dar vreau să mă uit la șosete cu Tweety, de exemplu. Cine n-are nevoie de șosete cu Tweety? Oh my god! Cu mine? Ia! Da, v-am mai zis că îmi zice Nela Unicornela când am în cap cordon, adică în fiecare noapte. Uitați-l pe Leo aici. Leo și... Nu e. Și nu e micuț. Trebuie să-mi luăm pisică gri. E un semn, știi, nu? Mm. Da. Am ajuns acasă și ca să mine camarul, că n-am găsit tot ce era pe listă, mănânc o gogoașă. E de la Five to Go. E delicioasă gogoașa asta. Plus că mai durează puțin până e gata cina noastră. Eu m-am ocupat de curățat cartofii și o să vină imediat Andrei să-i prăjească, după care eu mă apuc să fac mămăliga. Dar cred că cât se apucă el de prăjit, eu vă arăt ce-am cumpărat, pentru că nu sunt ele toate lucrurile pe care voiam să le cumpăr, dar sunt drăguțe. Chiar am luat chestii foarte faine azi. Uitați-vă un pic la Leo. Pălăbuțele în castron n-are treabă. Vrea să intre în pungă, normal. Sper că n-am ciocolată la gură de la gogoașa pe care am mâncat-o. Eu m-am șters așa, dar sunt foarte talentată, n-am murdări. Știi ceva? Las păr așa, că nu vrea neam să stea în clown. Voiam să vă zic înainte de toate puțin de rochia asta, care a fost foarte confortabilă. Mă rog, m-a zgâriat un pic ceva la spate aici. Cred că eticheta asta m-a cam zgâriat. Dar m-am simțit foarte bine în ea și la un moment dat am surprins așa câteva priviri. Mai ales de la bărbat și eu eram acolo, gen, băi, ești nebun? I-am cucerit pe ăștia pe viață. Dar Andrei mi-a zis că cel mai probabil oamenii se uitau pentru că pare că-s goală crochia asta. Și că probabil se uitau la modul de fata asta chiar e goală și probabil căutau să vadă un sfârc sau nu știu de ce se uitau atât de atenți, dar da. Și probabil că de la distanță chiar pare că-s goală pe sub o dantelă albastră, but hey. În fine. Bun, deci, per total mi s-a părut o tură relativ dezamăgitoare, adică eu m-am distrat cu Andrei, a fost drăguț, mă bucur că el și-a luat multe haine, haine pe care nu o să vi le arăt pentru că deja și le-a băgat în dulap, dar am găsit haine drăguțe, însă n-am luat nici, nu știu, dacă aveam să zicem 15 chestii pe listă, am luat 5, adică, știu, sunt dezamăgită și am fost în două pecuri, în Kik, în Primark. Mă așteptam la mai mult. Măcar o perdea de duș voiam, dar o să mă duc, cred că mâine, în Leroy Merlin și sper să găsesc. Ok, în fine, din Primark am luat șosete. Oameni dragi, noi suntem în căutare de șosete din 100% bumbac, pentru că ne-a recomandat un prieten și a zis că sunt foarte bune, că nu-ți transpiră picioarele, nu miros urât. În fine, cred că ne-am uitat în ultimul timp la zeci de etichete de șosete și nu există cu bumbac 100%. Cel mai mult am găsit cu 72% bumbac. Astea din Primark. Și le-am luat. Au fost 30 de lei, 15 perechi de șosete. Sunt așa. Cred că trebuie să mai scad eu luminozitatea. Așa.
Astea sunt, sunt foarte cute și na, șosete. Noi luăm șosete albe pentru că pisici și pe negru s-ar vedea mai rău. Dar dacă ați găsit voi undeva șosete cu 100% bumbac, ziceți-mi și mie, vă rog, că m-am plictisit să caut și am fost prin tot felul de magazine, n-am găsit nicăieri. Bun. Castronul ăsta mi s-a părut foarte simpatic. E foarte drăguț, așa ca o floare slash scoică, nici nu știu. Foarte fain. A fost 20 de lei și am luat doar unul pentru că castroane mai avem și de cele mai multe ori eu le folosesc pentru că mănânc ori supă cremă la prânz, ori mănânc ovăz dimineața și asta o să fie nouul meu bol de ovăz. Mi se pare atât de drăguț. Și cam atât din Primark pentru mine, pentru noi, pentru casă, mă rog, și șosetele sunt haine, dar na, și-a luat vreo 4 tricouri, o pereche de pantaloni. În fine, o să continui acum cu Zara, pentru că am aici două minunății pe care o să le desfacem împreună. Eu, evident că am văzut în magazin cum arătau sticluțele, pentru că le-am testat. Mă rog, m-am spălat și pe mâini și nu se simte, se mai simte, dar foarte puțin, dar o să mă dau din nou cu ele. Dacă țineți voi minte, eu am din, aș zice că din gama asta de la Zara, am un parfum Cherry Smoothie și văd că au mai scos mai multe care au ceva de mâncare, să zic. Ăsta Salty Pear suna extraordinar. Nu zic că e nașpa, dar mă așteptam să fie un pic altfel față de cum e și mă așteptam să îmi placă cel mai mult din ce am văzut acolo, dar cred că cealaltă îmi place mai mult. În fine, Salty Pear, cam așa arată sticluța. Îmi plac la nebunie sticlele astea și cea de la Cherry Smoothie îmi place, dar și asta mi se pare adorabilă și foarte frumoasă. Parfumul are pară, așa cum îi spune și numele. Scrie pe undeva? Însă scrie aici în față, uite, Jasmine Petals, Jasmine, cred că se zice Petals, tinted with pear accents, mă rog. Și după aia zice ceva de pralină și vanilie. La început, primele pufuri din acest ambalaj, la început te izbește para, e o pară, e acolo, o simți. Mi-a intrat în gură. După care rămâne ceva dulceag, ceva nu e wow ce rămâne pe piele ulterior, după cam o oră așa, dar e drăguț, e dulceag, e simpatic și îmi place. Mi-am luat varianta de 50 de mililitri, pentru că acum parcă simt ceva un pic înțepător în para aia, dar parcă nu e ciocolată, parcă e vanilia, nu știu, nu sunt sigură. Oricum, e fain parfumul. Deci, cum vă ziceam, după nume, aș fi zis că ăsta mi-ar fi plăcut, pentru că pară. Aveau și unul cu piersică, dar ăla nu mi s-a părut că era wow pe piele. Însă, cred că cel mai mult și cel mai mult îmi place Marshmallow Addiction. Aici, la fel, spune că e ceva cu fructe delicioase, vanilie, musk. Îl desfac și pe el. Mi-am luat 30 de mililitri sticluțele mici, tocmai ca să văd cum sunt și dacă mi se pare ceva wow, îmi cumpăr variantele mari. Așa mi-am zis eu. Uitați ce frumoasă e și sticla asta. Superbă, de la un vișiniu așa spre mov, foarte faine. O să arate bine, acum am trei, o să arate tare bine împreună. Parfumul ăsta chiar m-a surprins, deci vă zic, l-am mirosit așa, la modul de că le-am mirosit pe toate celelalte. Și eram gen, oh, ce bine miroase, ce bine miroase. Și mi l-am pulverizat pe piele și vreau să vă zic că îmi place foarte mult de la început, de când te spreiezi până spre final. Deci îmi place mai mult ce rămâne la ăsta decât la celălalt. Acum miroase o pară foarte dulce aici. E plăcut, e fain, e perfect pentru vremea asta, dar ăsta, deci nu pot să-mi dau seama ce fruct e în deschidere. E o combinație, nu scrie. O să caut pe net, bănuiesc că știu că cei de la Zara fac dupuri după alte parfumuri. Dar ce drăguț arată. Bănuiesc că, adică eu zic așa, e o combinație între un mango și un pepene, ceva de genul ăsta. Deci vă imaginați, miroase minunat. Și după aia se mai îndulcește puțin. Ăsta îmi place mai mult decât ăsta, dar vă dați seama că le voi purta și o să revin cu impresii. Deocamdată stare fericită. Deci dacă v-aș arăta colecția mea de machiaj, de parfumuri, e cam gol pe acolo, pentru că în ultimul timp s-au tot terminat. Adică am terminat Versace Bright Crystal, am terminat parfumul Rem de la Ariana, e gol pe acolo, adică e foarte mult spațiu. Și am zis că, și nu doar de asta, că până la urmă dacă ai un parfum și e bun ăla și poți să-l purți tot timpul și îți place tot timpul, e minunat, dar aveam numai parfumuri de frig, de iarnă, de... Astea sunt minunate pentru primăvară. Bun, am udat bureței și s-au umflat.
Mi se pare că ăsta mov s-a umflat mai tare decât ăsta negru. Parcă e o idee mai mare, nu știu, sunt nebună eu. Și cam așa arătau înainte, v-am adus ca să vedeți și prin comparație și așa arată după. Deci, ăștia sunt faini și sunt foarte, foarte moi, deci eu cred că o să aplice bine. Nu știu, altceva în afară, adică știu că trebuie să se umfle din experiența mea de-a lungul anilor cu bureței, să se umfle și să fie moi și ar trebui să fie bine. E posibil ca fiind atât de moi să nu reziste. Să se rupă foarte ușor la spălat, că na, ești tu cât de gentil ești, dar tot se pot rupe, na, că trebuie să-i speli bine, e foarte important să-i speli bine. Da, 25 de lei, mulți bureței, o să vă țin la curent cum mi se par, opa! Voiam să vă arăt minunățile astea, Doamne, nu vine să cred cât sunt de frumoase. Deci am pus aici 3 baterii și când l-am aprins mi-a venit să cred. Să știți, apropo de baterii, că cele de la, cele mici pentru lampa de citit nu au funcționat pentru că am descoperit și eu ulterior că sunt scrise niște numere, numerele nu corespund, în fine, deci le-am luat degeaba, dar astea sunt superbe și cred că ar trebui să mai iau una pentru oglindă. Asta s-ar putea să fie prea, să aibă trandafirii prea depărtați. Asta o să vedem noi împreună mâine. Deocamdată mă duc și eu la somn, că între timp s-a făcut noapte și continuăm vlogul ăsta mâine. Bună ziua! Este luni astăzi și e o zi a deciziilor spontane, aparent, așa cum am decis spontan, am o sămânță de cheia în palmă, am decis spontan să mă spăl pe cap și cu ocazia asta am terminat ca 18, s-a terminat la fix, mi-a ajuns pentru o spălare pe cap și s-a terminat și deci m-am spălat vineri, nu știu, am simțit nevoia, am transpirat foarte tare că de dimineață am făcut curățenie. M-am apucat și am făcut curat în toată casa și mi-a fost destul de cald și m-am agitat și am transpirat și am zis, eu mă spăl pe cap rapid cu K18, îmi fac și tratamentul. Și pentru că e 2 și mi-am cam terminat treaba pe ziua de astăzi, am decis, spontan, vă ziceam, este cuvântul zilei, să merg la cumpărături. Mă rog, să mă duc în recunoaștere, să merg la JISC, asta vreau să fac, pentru că ieri n-am mai avut nici chef, nici timp, să zic așa, că voiam să mergem, să venim acasă, să gătim, mă rog, eram obosit, v-am zis că am fost și în mall și de obicei mall-ul e stoarge de energie și mi-am zis eu că cred că JISC-ul ar fi un magazin fain în care aș putea să găsesc diverse. Vreau să mă uit după plante, vreau să mă uit după fețe de pernă, după perdele de duș, că vreau neapărat să înlocuiesc perdeaua asta de duș. Am văzut una la Leroy Merlin drăguță, e cu marble așa și cred că ar arăta bine, sincer. V-am mai zis că baia asta nu pot să zic că ne place nici mie, nici lui. Mi se pare cam... Și încercăm să o înfrumusețăm. De asemenea, mi-a rămas gândul la niște coșuri drăguțe din Pepco, niște coșuri așa negre, din sârmă, din sârmă neagră, ceva de genul ăsta. Nu știu, nu sună foarte bine când zic, dar ele sunt foarte drăguțe. Și le-am văzut ieri în Pepco și am zis că sunt drăguțe, dar m-am gândit, eu tot cumpăr coșuri de depozitare, dar nu cred că am ce să fac cu ele, așa că le las acolo. Și astăzi, cât făceam curaj și organizam pe aici, mi-am dat seama că am ce să fac cu ele și că pot să cumpăr chiar 2 sau chiar 3 și aș avea unde să le pun și cum să le așez și ar fi totul minunat. Da. Așa că m-am decis să plec. O să iau un Uber rapid și mă duc. Și dacă se aliniază planetele, poate mă ia Andrei de acolo, după care mergem să se tundă, după care mergem la Lidl. Cam astea sunt planurile. M-am dat cu SPF-ul ăsta, știu că v-am vorbit despre el într-un vlog anterior, însă am fost foarte inteligentă și v-am vorbit în parc, unde bătea vântul și n-ați înțeles nimic. Știu chestia asta, îmi pare rău, dar produsul îmi place foarte mult. E de pe Aegio și e foarte fain, deci și eu și Andrei suntem super încântați de el, mai ales Andrei, care el nu e fan deloc cremă și azi mă dau cu el pentru că astăzi l-a uitat acasă, aparent, fiindcă de obicei îl ține după el la muncă și îl reaplică în timpul zilei și pe mâini îl pune, știu că îl pune și pe tatuaj, el e foarte atent cu tatuajul lui, așa, pe față, se aplică super rapid și e tare plăcut produsul, chiar nu ai treabă. Și da, văzeam că se dă în curând pentru că l-am folosit amândoi destul de mult și el oricum nu e foarte mare, are 22 de grame. Oricum am o listă, trebuie zilele astea să ajung într-un Demetre, să ajung la farmacia Take, trebuie să cumpăr, vreau să cumpăr crema de la Gerovital, că mi-e dor de ea, chiar dacă n-are ea mirosul cremelor de la Bath & Body Works, dar e o cremă minunată, minunată și vreau să o recumpăr. Aș vrea să-mi cumpăr un spray de la QSPF, aș vrea să cumpăr sincer chiar 2 ca să aibă și Andrei unul și eu unul. Tot în ideea de reaplica SPF-ul ușor și cam asta este. O să filmez la fel cu telefonul. În momentul de față el a încărcat ca să am baterie. Îmi fac repede geanta, mi-au multe sacoșe la mine și
mergem în JISC, în Pepco și vă mai țin eu la curent ce se întâmplă, ce găsim. Sper să am astăzi un pic mai multă baftă decât am avut ieri. Mamă, ce șofer de Bolt am primit! Ferească Dumnezeu, ce fel... Ce fel a condus, Doamne! Deci dacă n-ai rău de mașină, băiatul ăsta îți făcea rău de mașină. Da, ideea e că am ajuns la JISC. Asta e bine. În viață sunt ok, n-am vomitat pe nimic, suntem bine. Ce părință drăguță! Am intrat și deja am văzut o grămadă de chestii foarte drăguțe. Chiar cred că o să iau o pernă. Vedeți acolo în alea două. A, de fapt, văd că au trei culori, dar pe treia cred că o am pe aia albastră. Cred că am din aia. Și uitați ce bine seamănă modelul ăsta de farfurie. Sau, mă rog, castron, cu ce am cumpărat ieri. M-am plimbat și am ajuns aici la astea, perdelele de duș. Și uite, e simpatic asta cu picățele, dar mi-a rămas gândul la una de aia marble, nu știu, pe care arăta bine, zic eu, aceea. Și aici văd că n-au, uite aici, sunt dispuse. Ar fi cool și neagră, dar negru la noi în casă nu are viață bună. Și asta mi se pare cool, că e așa cu picățele. Asta e cu flori. Asta punctată, cam meh. Nu, cred că tot marble o să iau. Și aici sunt foarte multe interesante. Prosoape. Știu că am avut prosoape din JISC, dar ceva nu mi-a convenit la ele. Mi-aminte, se aspreau, cred, după o perioadă. Acum sunt foarte moi, dar la un moment dat parcă se aspreau. Vai, ce frumuseți! E foarte liber la ora asta, din fericire. Nu știu dacă v-am zis, dar e două jumate, cred că între timp. A, uite ca cele pe care le-am luat de la Lidl. Ce drăguț e și asta. Da? Este pentru hârtie igienică. Drăguț. Ați avut chestii din astea, vi le amintiți? Am avut o grămadă de ori și mereu le stricam, nu știu, țipii ăștia. Așa. Îmi plac mânerele astea, mi se par așa de faine. Dar nu dau seama cum se aprind. Unde-i butonul? Unde-i butonul? Oare se învârte asta? Par, nu. Mă bate. Gata, în JISC. Am cumpărat două perde și niște baterii, că bateriile alea de ieri nu sunt bune. Așa că am luat altele, care sper să fie bune. Am aici și în sacoșa de la Primark și acum mă duc la Pepco, tura 2. Am ajuns în Auchan, din câte puteți auzi, și am zis să mai am niște prosoape, pentru că prosoapele pe care le-am luat de aici cu câteva luni au trecut testul timpului, ne plac, deci am mai luat încă două. Și m-am uit puțin. Am ajuns și la perdele de duș, din câte vedeți. Am străbătut un drum lung și nimic interesant. Îmi place mult asta neagră, dar e neprețuită, aparent n-are preț. Și uitați ce frumusețe aici. Mi se par un cadou minunat, chestiile astea. A primit Diana la cununie și mi se par superbe, superbe. Neapărat astea. Genul ăsta, capetele astea, așa. Am trei sacoșe. A trebuit să mai cumpăr una, că nu mă așteptam la Pepco să fie așa fain. Ciudat că doar era aceeași marfă ca și ieri. Dar am mai multe chestii. Am ceva și aici. Hai spre casă. Ce vânt bate. Pam, param, am ajuns acasă. Ok. Nu mai pot de cald, oameni dragi. E atât de cald afară. Deci mie îmi place căldura în general. Prefer să fie cald decât să fie frig. Cred că da. Dar e foarte cald. Noroc că mai bate un pic vântul și că mai era umbră prin diferite locuri, pentru că altfel mă topeam cu totul. Dar cred că se vede că mi-e cald. Dacă părul meu mai era un pic ud sau uscat de tot, sunt și roșie la față, mi-e foarte, foarte cald. Am ajuns acasă, dar în curând cred că va trebui să plec din nou, pentru că o să ajungă Andrei acasă și mergem la cumpărături la Lidl. Dar eu zic că până ajunge el am timp să vă arăt ce am cumpărat aici. Și hai să începem. O să încep, deși am sacoșa de pet cu brațe. Eu încerc să nu cumpăr în general sacoșe, de asta mi-au de acasă, dar în ultimul timp, dacă am mai avut, să zicem, din întâmplare o sacoșă de plastic, am folosit-o să mai trimit chestii pe vinte, deci nu e neapărat problemă. Ok, din JISC am luat în felul următor. Am luat perna asta, foarte simpatică, cred că le-am văzut, cred că le-am și filmat, am senzația, nu știu, erau la început, erau și în afara JISC-ului, erau și în interior. Și mi s-a părut tare drăguță, pernă de scaun, sper să nu fie prea groasă, scaunele noastre sunt din piele și poți transpiri ușor stând pe ele și am luat doar una pentru că mi-e teamă că e prea mare.
Dacă e comodă și e faină, o să mai cumpăr, dar e foarte, foarte drăguță, zic eu. Și sper să fie și utilă de asemenea. Stați să mă fac și un pic mai comodă și să... Ah, cred că e mai bine așa. Apoi, următoarea pernă este asta. Vă amintește de ceva? Vă amintește? E foarte posibil să vă amintească de asta. Treaba e că eu am fost un pic confuză, că era una lângă alta și scria că sunt la 30 de lei, după care m-am dus un pic mai încolo și era un raft doar cu perne din astea și scria că ele costă 15 lei. N-am înțeles. Dar după aia, după ce m-am mai făcut pe acolo prin JISC și m-am întors, cred că au reașezat cumva rafturile și astea, culoarea asta, nu știu ce culoare e, nu știu, chiar un fel de roz, cărămiziu, depinde de lumină, costă 30 de lei. Mai erau și unele albe, crem, dar eu am zis că nu o să mai cumpăr alb și crem pentru că în casa noastră e foarte mult alb, însă acum parcă îmi pare un pic rău pentru că îmi plăcea foarte mult și aceea albă, dar m-am gândit că asta merge bine cu turcoazul ăsta, cu pătura aceea aurie, în fine. 30 de lei a fost asta și vă ziceam că asta e 15 lei, deci dacă vreți pernă de genul ăsta care e așa mai tare și e mai mult pentru aspect, nu e neapărat o pernă comodă, moale, cum sunt astea, e 15 lei. Sau sunt 15 lei. Și ultimul lucru pe care l-am luat din JISC, baterii. Cred că v-am spus că bateriile acelea pe care le-am luat din Primark, nu din Primark, din Kik, nu sunt bune, pentru că ne-am uitat și noi în momentul în care am încercat să schimbăm bateriile la lampa mea de citit, ne-am uitat și am văzut că scrie totuși un număr acolo, numărul fiind KR2032. Așa că astăzi când stăteam la coadă la JISC și le-am văzut și am văzut că e numărul de care am eu nevoie, am zis perfect. Da, și urmează să-mi pun și eu baterii la a mea lampă de citit. După care am fost în Oșan, să mă uit după altele, dar am cumpărat prosoape. Ia, uitați, le-am luat, am luat așa, culoarea asta o mai avem și am luat și verdele ăsta. Da. Prosoape sunt faine, lasă scame foarte puțin, dar îmi place că rămân moi chiar și după ce le-am spălat de o grămadă de ori. Așa că am zis că au trecut cât de cât testul timpului, deși nu le avem de mult, dar le avem totuși de ceva timp și suntem încântați. Iar din Pepco am luat multe lucrușoare. Cred că mi-a făcut bine să mă duc doar eu, să mă duc la ora asta când nu era aproape nimeni și să... Cumva aveam proaspăt în minte magazinul și am reușit să găsesc un loc pentru anumite chestii care mi s-au părut drăguțe, dar pe care nu le-am luat pentru că m-am gândit că n-am nevoie. Vă ziceam că mi-a rămas gândul la niște coșuri. O să... N-am cum să vi le arăt pe ele prima oară. O să încep altfel. Am luat flori. Am luat lalelele astea. Voi știți că noi avem pisici și e un pic complicat cu florile, că le mănâncă și chiar nu vreau să mă trezesc că se întâmplă vreo nenorocire, că am vrut eu să am flori. Și de obicei, dacă am flori în casă, trebuie să stau geană pe ele sau să le închid în dulap. Și mie îmi plac mult lalelele și uitați-vă voi la florile astea dacă nu arată foarte bine. Mi-au plăcut tare, tare mult, aveam mai multe culori, dar în primul rând le-am văzut pe astea mov și mi s-a părut că arată tare bine mov împreună cu verde și le-am văzut și pe astea galbene. Și am zis mov cu galben merge minunat, verde cu galben, verde cu mov, e o combinație drăguță. Și acum nu știu exact în ce vază să le pun, am vreo două variante, dar le-am luat. A fost 8,50 lei. Nu firul, buchetul așa de 4 și nu știu câte sunt în total, eu nu sunt... Acum, stați așa, acum văd că e asta în plus. Sau în... nu înțeleg, deci ei sunt 4, aici sunt 4, am o de asta în plus, după care am aici 4 și aici 4. A, cred că mi-au dat așa ca să... mi-au mai dat el una în plus ca să nu fie număr par sau ceva, eu n-am o problemă, nu... Nu-s cu religia, mă știți, eu n-am chestia asta, spăl duminica, sunt genul ăla de om foarte păcătos. Da, și sunt foarte drăguțe și mi se pare că arată bine. Sper din suflet ca Leo să le lase în pace și de asemenea sper ca Leo să lase în pace asta. Vai, așa tare mi-a plăcut. Mi-ar plăcea să am prin casă o grămadă de din astea care atârnă, dar sunt atât de tentante pentru Leo, îmi imaginez. A costat 38 de lei treaba asta și mi se pare super simpatic. Nu știu exact unde o să-l pun, dar posibilitățile sunt infinite. Aș vrea să fie undeva astfel încât să se vadă în momentul în care filmez. Pentru că eu multe dintre lucrurile iau în ideea în care să se vadă frumos pe cameră și să arate bine, că mie îmi place ca locul în care stau să aibă tot felul de detalii drăguțe și nu e 100% pentru filmat, dar recunosc că de multe ori aș vrea ca cadrele să fie mai drăguțe. Dar nu știu unde o să pun pasta, dar mi s-a părut simpatică și la fel, nu mi se pare că arată super fals, e chiar ok. Așa, am luat niște fețe de pernă.
40x40 ca să fie bune pentru pernuțele astea mici și am văzut că au venit două la set pentru 13 lei. Mi se port un preț super bun. Mi-a plăcut mult culoare, un verde tare drăguț și da, o să le pun la spălat și după aia le pun pe perne și cam atât. A, nu mai am încă ceva. Astea sunt coșurile de care vă povesteam, niște coșuri care o să fie mega utile. Am luat doar două pentru că în amintirea mea păreau mai mici un pic, dar de fapt nu sunt atât de mici. Ia uitați, Edita-i coșul. 16 lei a fost bucata, are 28x22x12 cm, în caz că vă interesează, dar mi se par tare drăguțe și pentru banii ăștia sunt foarte faine. Mie îmi plac coșurile de genul ăsta, dacă vedeți acolo în spate, nu vedeți, acolo în spate e un coș așa mai mare, care are diverse cosmetice și e super util că îți organizezi în el lucruri, vezi ce ai în el și arată bine, arată așa mai industrial. Și să vedem unde o să-l pun. E nevoie de organizare, oricum mă uit și am atât de multe lucruri pe care nu le mai vreau și care sunt inutile și nu știu ce să fac cu ele exact. Că de vândut, nu cred că am cum să le vând pe Vinted, că nu cred că le-ar vrea cineva neapărat, că sunt tot felul de porcărioare. Care ele sunt bune, sunt utile de folosit, dar nu mai îmi plac mie să nu le mai văd eu rostul. Așa și nici nu vreau să le arunc. Mi s-ar părea stupid. În fine, un coș și încă un coș. Eu nu clar îl duc în baie. A, așa și am mai luat o treabă și am luat un borcan. M-am gândit eu că ar fi super să-mi țin ovăzul în el, pentru că eu mănânc ovăz deja de foarte mult timp, deci o constantă în viața mea. Eu și ovăzul avem o relație foarte serioasă și stă tot timpul în punga în care îl cumpăr și m-am gândit că ar fi o idee bună să fie organizat. Eu nu am, nu știu, multe borcane sau multe recipiente în care să pun, nu știu, și paste și ar fi, cred că, poate mai estetic, dar nu le văd neapărat rostul. Nu știu, poate într-un alt punct al vieții mele o să fac și chestii genul ăsta, să am multe recipiente de sticlă și să pun în ele diverse, dar deocamdată, nu știu, nu m-aș vedea neapărat, însă borcanul ăsta o să-mi fie tare util pentru ovăz. Și abia aștept să spăl și să pun ovăzul acolo, ca să fie ovăz organizat. A fost 10 lei borcanul ăsta, deci mi se pare tare fain și vă recunosc că cât erau acolo și mă uitam la borcan și imaginam așa, zic, wow, cum ar fi să am, în loc să am punga de făină, punga de mălai, punga de whatever, să am numai borcane din astea. Dar ideea e că ambalajul în sine este util, mai ales la lucrurile pe care nu le folosești foarte des, de exemplu la griș. E util pentru că vezi și când expiră și acum nu știu dacă chiar poți să te iei după termenul ăsta, mai ales că de obicei înainte să expire, înainte să-l folosești, face gâze. Eu le pun în congelator mai nou, dar tot mai am din când probleme cu mai am din când în când probleme cu gâzele, deci nu știu să vă zic care e treaba. Evident că s-a rupt prost. Da, asta am cumpărat astăzi. Oh, sunt destul de de la căldura asta, dar mă duc să mai beau un pahar cu apă. Și aștept să vină Andrei ca să facem cumpărăturile pentru casă și între timp cred că o să încep aici să mă uit stânga-dreapta să văd unde pot să așez ce am cumpărat. Și Andrei o să se bucure atât de mult să vadă că am luat perne noi, pentru că el chiar ieri îmi povestea că nu consideră că mai avem nevoie de pernuțe, pentru că și așa e plin de perne în casă și așa când vrea să așeze pe canapea lângă mine, sunt eu, sunt pisicile și sunt pernele și ca să poată și el să stea, trebuie să dea pernele la o parte. Dar eu am găsit o nouă metodă și punem pernele aici ca să avem loc cu toții, dar o să se bucure foarte mult când o să vadă că avem două perne noi în casă. Se va bucura, păi, știți cum? O să plângă de fericire. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby. Can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. L-au zis pe Leo, cânt aici, ai concert. Ce vrei, măi? E fericit că am deschis ușa, că nu mă lăsa să fac aici chestii. Am terminat micul meu proiectel de do it yourself și vreau să vă zic că arată mult mai drăguț decât îmi imaginam. Sunt foarte impresionată de cât de frumos arată trandafirașii ăștia aici. Foarte drăguț.
Și pentru întuneric e magie, e poveste, e foarte fain, Doamne. Nu mă așteptam. Acum trebuie doar să sper că Leo nu o să se bage ce am făcut eu aici, nu o să strice și nu o să-și bage colții să strice, nu știu, fie să roadă trandafirii, fie să roadă cablu, că el mi-a stricat, de exemplu, cablu de la trandafirii ăia. El a ros, el i-a rupt, cred, sper că nu l-am învinuit degeaba, dar parcă el a fost de vină, că altfel n-avea cum să se rupă, da. În fine, să ne bucurăm de prezent și de cât de frumos arată cu trandafirașii ăștia. Măi, dar e frumos tare, Doamne, nu vreau să cred, nici nu mă așteptam. Da, să știți că e întoarsă casa cu susul în jos, cel puțin sufrageria aici e mai ok, dar sunt foarte pe reorganizat, pe regândit cum vreau să arate casa, vreau multe dintre obiecte să dispară sau, da, nu știu, trebuie să văd exact cum organizez, dar pe total sunt tare mulțumită de ce am cumpărat și de ce am reușit să fac o oglindă, deci nu știu dacă puteam să fac ceva mai drăguț, eu acum fiind modestă, dar super, nu mai am cuvinte, foarte frumos e. Și mă uit la textura lor, e atât de faină, cât de mult poate să conteze niște detalii de genul ăsta. Deci gata, se vede oglinda în sfârșit, iese și în evidență. Am lipit aici în spate cu vreo 3 benzi de scotch, nu știu cum să vă arăt. Chestia asta, evident că vor trebui schimbate bateriile, dar na, o să desprind scociul și repes la loc. Asta este, însă sunt 3 baterii mari, sper să țină destul de mult. Acum depinde și cât de des o să aprind eu instalația asta, să vedem. Frumoasă tare. Sincer, cred că o să o aprind destul de mult. O să pun probabil seara înainte de culcare, cât mai stau să citesc. O să o aprind, când filmez ceva drăguț o să o aprind, deși ziua nu știu cât se vede, dar noaptea sau seara sau... O să văd eu, dar trebuie neapărat să gândesc cadre pe aici, nu știu. Și dacă tot vă ziceam de dezastru care e în sufragerie, m-am gândit să vi-l și arăt. Și Pufarina, care are talentul de a se pune fix în mijlocul dezastrului, da. Sunt o grămadă de chestii, lucruri de reciclat, astea sunt de dus în galați, aici am niște produse neîncepute. Vreau să le reorganizez în coșul ăsta și vreau să mă decid exact cum și unde și de ce. Așa, ce mai am pe aici? Apă de gură, mă rog. A, și aici sunt niște produse de care eu nu mai am nevoie, pentru că dacă am renunțat la blond, nu mai am nevoie de șamponul ăsta, care are mai mult de jumate, nu mai am nevoie de balsamul ăsta, nu mai am nevoie nici de șampon de la Joico și nu știu ce să fac cu ele. O să o întreb pe Diana dacă le vrea sau ceva, nu știu, că ele încă sunt bune și nu vine să le arunc, mi s-ar părea o risipă total stupidă. Mă rog, pe aici am mai multe mostre, un oțet ăsta de păr travel, mă rog... Da, am chef și energie de reorganizat, e cam 10 seara, dar mă ocup. Empty-ul dă pe afară, cutia cu empty-uri, adică dă pe afară, trebuie cred că să le filmez cât de curând. Și voiam să vă arăt că am pus florile în vaza asta, nu știu dacă le-am pus provizoriu sau le-am pus, adică dacă aici o să rămână, dar e simpatică, nu? Acum trebuie să mă decid unde o să o pun. Da, e o vază... primită, să zic așa, și vedeți că ea are un aspect cumva antichizat, nu știu dacă e ea veche sau a fost ideea, asta a fost modelul, dar nu știu, cred că mi-aș plăcut dacă era un auriu mai uniform, în primul rând, că sunt tot felul de pete. Dar, mă rog, până atunci mă bucur că o fac utilă, că mă tot lovesc de ea prin casă și o tot mut de colo-colo, dar acum care în sfârșit florenia, parcă arată mai bine. Doar că trebuie să găsesc alt loc, că să stea aici sub birou, nu știu dacă e idee bună. Se ofilez naibii lalele astea, că n-au lumină. Dar nu sunt frumoase, ziceți voi că nu sunt frumoase. Când am fost în Lidl în seara asta, erau lalele acolo, o grămadă, o grămadă, o grămadă. Și eu mă gândeam așa, cumva, am și eu lalele mele acasă pe care pisicile sper că nu o să le mănânce. Sunt aproape pe final cu tura mea de curățenie, să zic așa, pentru că am început să obosesc și să nu mai am răbdare, așa că o să strâng ce am prăștiat în mijlocul sufrageriei și voi merge la duș după aia la somn. Dar, deși nu v-am arătat cumpărăturile din Lidl, voiam să vă arăt că îmi fac de mult timp cu ochiul aceste șaturi de la Pantene, care se folosesc după șamponare, un fel de tratament și nu pentru neapărat pentru ce zic ei aici de provitamină, lipide, antioxidanți, whatever, ci pentru că dacă ne uităm pe lista de ingrediente, al doilea ingredient este bisaminopropil dimeticon, care e un ingredient absolut minunat, e un silicon minunat pentru părul degradat. Și vreau să testez. Probabil o să folosesc la 3 spălări consecutive, nici nu știu. Și o să vă țin la curent cum mi se par. Nu vă speriați de mine. Mi-am pus o mască pe față.
nu știu ce e cu masca asta exact, e ceva clay mask cu sea, dead sea minerals, dar era uscată și a trebuit să-mi iud mâinile ca să pot să o aplic și nu știu, e foarte stranie. Dar simțim nevoia să-mi pun o mască pe față și o clătesc când fac skincare-ul și pe aia gata, somn, că m-am agitat o grămadă pe aici și cred că și vouă vi se întâmplă. Uneori e așa o dorință interioară să te apuci, să faci, să deranjezi totul, e totul dezastru în jurul tău și pe aia te trezești că după ce așezi și așezi și sortezi și arunci și reciclezi și decizi ce dai, ce vinzi și așa, la un moment dat obosești și îți vine să lași totul în mijlocul casei. Și acum, nu vă exagerez, este în mijlocul casei așa un morman de lucruri de care trebuie să mă ocup mâine, că acum efectiv nu mai pot. Și nu mai pot în sensul că nu mai merge creierul să decid unde le pun, ce fac cu ele. Da. E o aventură, dar îmi place tare, tare mult. Nu știu, eu sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am, tot ceea ce cumpăr, pentru locul în care sunt în momentul ăsta în viața mea, nu știu, foarte recunoscătoare și eu de acum câțiva ani nu mi-aș fi imaginat cum o să arate viața mea și nu știu, poate o să vorbim mai multe despre asta, dar chiar sunt super, super recunoscătoare. Nu e cine știe ce, nu e apartamentul meu, nu e un apartament, o vilă cu 3 piscine, dar e acasă. Lucrurile astea mici pe care le iau mi-aduc foarte multă bucurie. Deci vă zic, eu mă bucur foarte, foarte mult de tot ce cumpăr pentru casă, chiar dacă, again, nu e mobilă sau nu sunt chestii foarte scumpe, dar detaliile astea mici pe care le văd mă fac să zâmbesc zilnic și mă ajută să-mi reamintesc cât de recunoscătoare sunt de ele. E un sentiment foarte fain, sincer. Da. Bun, o să mă duc și eu la somn. Mă rog, cât mai stau cu masca asta, mi se pare că și-a schimbat culoarea de când vorbim, nu-i așa? Mamă, dar ce creepy arăt! Sper că nu vă uitați la mine noaptea. Mi-am acoperit și buzele și nu mai pare că sunt eu, dar cred că pot să mă clătesc, că s-a uscat deja. What? V-am zis că era deja uscată din tub, adică din tub, mă rog, din plasticul în care era. Aș vrea să mă duc să mai spun niște pensule, că mâine cu siguranță mă voi machia și pensulele mele sunt murdare. Și n-aș vrea să le curăț cu spray, aș vrea să le spăl ca lumea. Și cred că asta o să fac. Abia aștept mâine că o să testez bureția aia noi, că astăzi nu m-am machiat și nu i-am testat aia din Kik și să vedem ce fac mâine. Aș vrea să mă ocup un pic de Instagram, să fac niște reels-uri, cam așa niște idei, dar parcă nu mă organizez cu ele, nu știu, nu mă urnesc, dar mâine mă urnesc, promit. Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu, îmi pare rău că îl închei în halul ăsta, dar ne vedem data viitoare.